ziua, ne-am întâlnit în ședința ordinară a lunii iulie. O să vă dau citire proiectelor pe ordinea de zi. Da? Primul proiect de pe ordinea de zi, proiect privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal, scuzați totuși, trebuia să anunț că avem o invitat pe domnul Bujiță Vasile. Ok. Ce domnul Mari, dăm cuvântul înainte de ședință. Domnul Vasile, cred că cel mai bine este să vă dăm și cuvântul înaintea ședinței, pentru că poate dura și o oră ședința noastră. Două ore. Și atunci putem, numai bine, dumneavoastră spuneți... Vă dăm cuvântul acum înainte de ședință, ne spuneți ce aveți de transmis. Și atunci dumneavoastră puteți să rămâneți la ședință până la final sau vă puteți retrage. Da? Vă dau cuvânt. Nu mi-a plăcut pe 35. Da, trebuie să mai multe șanse să-ți ascultare. Domnule primar, domnilor consilieri, stimați domn care asistă la această ședință a Consiliului Local. Mă numesc Bujiță Vasile, locuiesc de 21 de ani în comuna Mâmbra, pe strada cimitirului, realizat o construcție pe plus 1 cu certificat de urbanism, cu autorizație de construcție, prin care mi s-a specificat că se poate intra pe stradă respectivă, că sunt condiții de alimentare cu apă, de gaze și de celelalte utilități care sunt necesare la o locuință decentă pentru... Am făcut construcția respectivă, am amenajat drumul, utilități pe stradă nu au fost. Ce înseamnă utilități pe stradă? Respectiv, apă, gaze și energie electrică. Le-am realizat cu investiții personale din fondurile mele proprii, pe o distanță de peste în jur de 100 de metri. Energie electrică cu stâlpi, alimentare cu apă și alimentare cu gaze. Asta, la început, accesul pe stradă a fost corespunzător. După ce mi-am realizat eu construcția și celelalte utilități de care v-am amintit în cuvântul meu, familia care locuiește în drumul adiacent acestui acces al meu la locuința realizată pe strada cimitirului, au făcut o construcție proprie și care constată extinderea casei cu un grup sanitar care a intrat în drum cu circa un metru, însă și streașina de scurgere a apelor meteorice de pe casă este scăzută în lumina drumului și cei doi stâlpi de alimentare pe energie electrică, dacă să vă uitați în poza care am pus-o eu acolo, au fost prinsi în împrejmuirea făcută de dumnealor. Văzând că accesul meu este îngreunat și nu mai pot să fac, să mai intru, să-mi realizez problemele care le am curente pentru familie și, bineînțeles, și celorlalți oameni care în zonă, dar cu casă, practic eu sunt. Dar și ne-am adresat în scris în câteva rânduri primăriei Bacău cu sesizări din partea la toți cei 4 sau 5 oameni care suntem în zonă. Eu fiind cel mai afectat. Situația a tergiversat multă vreme fără să se ia o măsură concretă pentru ceea ce am cerut eu referitor la aducerea drumului la starea inițială. Am fost nevoit în cazul ăsta, m-am adresat Consiliului Județean Bacău, respectiv domnului Brașoveanu. Domnul Brașoveanu, președintele Consiliului Local, noi îndrumat să mergem prin inspectoratul în construcții. Am mers la sesizare scrisă la inspectoratul în construcții, Bacău, care la sesizarea mea s-au deplasat prin intermediul unor specialiști din cadrul inspectoratului în construcții, cu documente doveditoare și argumentate cam cum să facă, ar trebui să facă realizările de extindere într-un centru urban, cum este și comuna noastră, și au constatat niște nereguli pe care le-au consemnat în procesul verbal, care vi l-am anexat și eu în hârtiile care le-am
de dumneavoastră. Din partea Consiliului Local Măbru au participat domnul Mustea, doamna secretară și mai fost cineva, dar nu scap acum numele. Procesul verbal care s-a întocmit a fost semnat însă de domnul primar Costra, doamna secretară și domnul Mustea și subsemnat. Au trecut termenile fixate de către Inspectoratul Construcției pentru realizarea și punerea în valoare a terenului, cum era în starea inițială când am făcut eu locuința și nu s-a întreprins nimic. Și atunci am fost nevoit din nou să mă adresez Inspectoratului Construcției, aducând la cunoștință că cele ce au fost scrise în procesul verbal inițial au fost ignorate și trecute cu vederea. Inspectoratul Construcției vine din nou, îmi face și mie o adresă, inclusiv Consiliul Local, respectiv domnului primar al urbei noastre, prin care s-a adus la cunoștință că cele realizate sunt reale și că ar trebui să se pună în aplicare măsurile date de către un for județean care practic are rolul de a coordona și a îndruma realizarea lucrărilor de extindere și muncă. Ce vreau de ce am făcut și eu. Nici în urma acelei de-a doua mele intervenții nu s-a făcut nimic, a rămas nerezolvată treaba și am fost nevoit, am făcut o sesizare către INSU Bacău, Inspectoratul Județean pentru pompieri. Au venit și dumnealor, au făcut constatare la fața locului, au văzut că cele arătate sunt reale, procesul verbal respectiv nu a ajuns la mine, în schimb eu am scris acolo exact problemele care sunt și am și numărul de adresă prin care ISU mi-a comunicat că scrisoarea mea a ajuns la primărie și urma ca să ia măsurile respective. Colat peste păzări, peste toate treburile astea, după toată tevatură făcută și eu umblând pe aici, că acum mă cunoaște toată lumea de la pisică până la mărtumânia aici, în primărie, pentru problema care o am, domnii care au făcut ilegalitatea de a face construcție neautorizată, de a ocupa drumul și de așa, au ajuns până acolo încât să mă dea ei în judecată pe mine că am stâlpit în grădina lor. După ce au făcut ei cadastrul și măsurătorile și au luat pe acolo, stâlpi respectiv, acum apar în împrejurirea lor, chiar în actul lor de proprietate, scrie treaba respectivă. Și m-au dat pe mine în judecată, inclusiv IRIEU, că între timp IRIEU a preluat rețeaua care am făcut-o eu la vremea respectivă și este proprietar acestei rețele. Eu, practic, am făcut această rețelă, dar nu mai aveam. Am fost în instanță cu ea, am plătit timp cu el de judecată și de notificat. Am fost scos din cauză. Urmează acum... Deci urmează nu mai judecat. Urmează acum ca tribunalul înțeles că cere primării un referat, așa ca să poată lua decizie în legătură cu drumul, care este situația acolo, că nu s-o dat încă, după 4 ani de judecată, când ajunge în tribunal, se lungește, așa că putea foarte bine să se rezolve în câteva, eu știu, luni, într-o ședință, două. Și acum, domnul primar, am discutat cu dumneavoastră, eu fost foarte mult, domnule, trebuie să-i dau în judecată pe ăștia privind demolarea și intrarea în legalitate cu construcțiile neautorizate care le iau ei. Acum, asta probabil va mai dura, iar nu știu cât timp. Eu ții rugămintea, măcar să facă în așa fel încât să pot intra în strada aia, dacă s-ar băga țeava aia care iese pe gardul cimitirului să bage în pământ, aș putea intra cu autovidan și măcar să-mi scot, am 40 de metri cub din materii fetale, vă dați seama, eu un focar de infecție pentru mine, pentru ceilalți, încât cineva îmi dădea sfaturi că am mai făcut
prin online, am mai făcut intervenții. Și domnule, cum bagă o pompă și dă-o pe domeniul public. Ei, nu se poate face asta, dar zic, mi-am ajuns cu singurul la vost. Practic v-am zis, deci copiii mei nu pot să... Domnul primar a fost în casă la mine, nu văzut ce miros este. Și este, copiii nu vin, mă văd și soție, practic anul ăsta, nici nu mai vin, nu mai intră în casă, că nu se poate te îmbolnăvești. Așa, pentru că fosa este plină, trece prin sifoanele care e, țânțare, miros, așa, vin, merg la Bacău și mi-aduc mâncare cu sfertașul la mână. Da, că eu sunt nevoit să stau aici, iar mă mai duc încolo, dar vara. Și rugămintea mea este să vă gândiți și dumneavoastră, că sunt și eu cetățean de peste 20 de ani a acestei comuni și vreau să rămân și eu în comunitatea asta câte zile eu mai... Eu ce pot să vă spun, eu cunosc bine programul nostru, cunoaște și domnul primar, că am fost și la dumneavoastră și pe stradă și acasă și știu bine situația. Noi ca și Consiliul Local, noi putem să vă ascultăm. Eu știu că, dar compartimentul urbanist din cadrul primăriei, nu-i poate dicta Consiliul Local ce să facă, sau mai departe. Înțelegeți? După cum bag de seamă și ce spune și domnul primar și doamna secretar, bine, nu vorbesc cu numele lor, cred că cea mai simplă variantă, o hotărâre judecătorească, să vă poată ajuta. Păi este un litigiu acolo, de fapt. Sunteți mărăriu de el în instanță. Dacă primăria va face un demers în sensul ăsta, va mai dura probabil ani de zile, așa de unde. Bun. Acum domnul, eu am de la 4 ani când sunt chemat în instanță, să-mi iau sărbii din grădină la ei. Asta este o aberație, să trece piste pentru cu oricum. Dacă nu au urmă și... Stați aproape aici, stați aproape aici. Domnul Bujnic, vreau să știți că din partea noastră este bunăvoință și chiar dorința să rezolvăm situația acolo. Domnul primar, eu am avut recepta asta. Din păcate... De măcar seara s-o băgat. Dar nu putem intabula drumul ăla pentru că el nu mai este din categoria care trebuie să fie. Am înțeles, să băgăm seara, domnul primar. Adică să o băgăm trebuie să intabulăm, să fim proprietari pe un drum, care nu l-avem identificat nici în domeniul public, nu l-avem prins în inventarul domeniului public. Până să faceți dumneavoastră locuința acolo și cred că cu doamna din spate, vecina dumneavoastră de acolo, nici nu era sincer interes de, eu știu, pentru drumul ăla. Era doar o potecă, mai mult să avea 2,60 m, 3 m cât avea, să mergea doar la proprietăți acolo. Ei, după ce ați construit dumneavoastră, s-au schimbat alte probleme. Într-adevăr, să impun un acces, un acces destul de serios pe care să puteți merge către proprietate, cu mașină, cu ce aveți dumneavoastră și cu vitanjul, așa cum spuneți. Confirm, a fost la dumneavoastră în casă, nu se poate respira acolo. Vitanjul aia, fost aia... Domnul primar, deci dacă am fi bunăvoiți, să băgăm țeava aia în pământ și atunci se poate, ca să nu mai agăți exterior. Există și litigiu cu Balan Ionel. Bun, am înțeles. E unul. Păi, dar ați văzut, deci noi, hoțul strigă hoțul. Deci eu strig de 4-5 ani că am probleme cu genul ăsta, el o start bine mersi, după aceea el a ajuns, el să mă dea în judecată și acum, vrând, există un litigiu, puteți să-i litigiu, nu putem face mare lucru, nu puteți face nimic. Domnul primar. Instanța văd aici, ne-am uitat acum, să cere expertiză la fața locului. Deci, domnul primar, rugămintea mea, să băgăm seama aia în pământ și am terminat... Păi, dar ca să o băgăm, trebuie să fie litigiu și trebuie să intabulăm drumul ăla, să putem intabula, să devenim proprietari cu el. Deci drumul ăla n-apare în inventarul domeniului public. Exact. N-apare ca și proprietatea cu... Băi, bun, și eu m-am primit certificatul urbanist. Înseamnă că domnul meu catracuse și plec aici, nu? Nu, nu puteți problema așa. Păi, domnul primar... Trebuie să vă spun deschis și mi-asum lucrul ăsta în mod ilegal. Deci, cineva a dat dumneavoastră autorizația, acolo nu trebuia să vă dea. Sunteți pe extravilană, acolo nu aveți căutat dumneavoastră contract. Păi nu, că, oricum, dar am hârtie prin care zic... Păi nu, că în actele mele scrie... Aveți autorizație, nu poți să aveți... Așa scrie că pământul este din extravilană. O fi scris. Am exact hârtiei, eu n-am venit cu tot dosarul aici, am hârtiei din partea primăriei, pământul este intrebilat. Poate cu locuiți acolo ați primit autorizații de construire, doar că cei care v-au eliberat, acum trebuia să vă elibereze, pentru că terenul era extrebilat și atunci, așa cum este și acum. La întocmirea lor... Adresele date de primărie nu sunt reale, nu sunt... Scrie în adresele dumneavoastră, scrie pământul este intrebilat. Adresa eliberată nu e lucrurile, poate anterior, ani în urmă, când ați făcut mi-ați făcut. Domnul, deci scrie intravenam. Și acum, când am vrut să fac intabularea, așa, jumătate.
jumătate este intravilan, jumătate e extravilan. Dar am înțeles dacă, că eu acum m-am uitat și când s-o tras din nou conturul pe ei așa, apare așa că am plătit ca și ei teren intravilan. Eu știu că ați plătit ca teren intravilan, până la urmă aveți o locuință de care vă folosiți foarte bine, așa într-adevăr, cheltuiala dumneavoastră a dus și utilitățile acolo. Ceea ce nu-i puțin lucru, să duci curent, să duci gaze, să duci alea. Iar noi, din păcate, nu putem să facem nimic cu, cu drumul ăla până termină domnul Bălan litigiul. E litigiul cu E1, pentru stânt. Deci, domnul, da. Deci, am dus 4 ani de când m-a dat pe mine în judecatul și E1. Acum, dacă dumneavoastră ați inițiat o inițiativă pentru el, deci, zic că eu e ca tarnivul, că treaba asta trebuia făcută. Treaba asta trebuia făcută de când am făcut eu primii sesizări. Treaba asta trebuia făcută de când am făcut eu primii sesizări. Mai mult ca atât, ești intabulat terenul cu baza unui scris atestat fiscal din partea primăriei. Problemele au intervenit de la data când dumneavoastră și-a făcut baia aia ce are pe gard acolo. Pentru că la momentul în care ați făcut dumneavoastră casă, el avea gardul tot așa, tot pe amplasamentul ăla, doar că nu ieșea acoperișul exterior. Uitați-vă! Nu afecta în mod deosebit. Eu am și extrasul lui deci el. Gardul tot acolo era. El are 400 de metri pătrați în plus, acum în grădină. Deci el este proprietar numai până la șopronul ăla făcut acolo. Asta nu influențează categoria drumului, lățimea și toate astea. Care 400 plus sau 1000? Păi nu, asta de aici denotă că el a făcut un abuz, că a luat o parte din drum, a luat terenul din fața casei lui, unde a fost un teren disponibil. Nu cunosc aspectele astea, dacă au fost... Păi eu le cunosc pentru că... Ce este că este proprietar cu actinel, nu este o moștenire de la Tristan, înțeleg, de la părinții... Deci, domnul Filaru înseamnă că eu am trebuit să, am 4 ani deja de când mă judec că mă chema pe mine și, practic, dacă era un avocat bun, nici nu mai chema pe mine în judecată, chema numai eu, nu m-a chemat pe mine. Așa și încă nu i-a dat soluția. Pe ce expert? Judecătoria, deci, o cerut și punctul dumneavoastră de vedere legătorul cu asta. Dacă dumneavoastră veți face un punct de vedere sau și trebuiască să faceți o sesizare, nu știu, o acțiune în judecată, o să mai trebuiască, o să mai treacă atâția ani cât nu mai am eu din trei. Din păcate, nu sunt alte soluții, nici tot calea instanței. Numai o instanță poate să decide acolo demolarea construcției sau mutarea gardului. Dar atunci, eu, în drumul ăla, cum am putut să bag apă așa? Nu puteți să băgați aia în pământ, domnul primar? Ați băgat-o dumneavoastră pe banii... Domnul, tot eu plătesc și asta, domnul primar. Nu, de asta trebuie să înțelegeți așa, că nu avem probleme financiare sau că nu am avea bani să plătim. Am făcut și devizul general pentru construcția de acolo, pentru îngroparea țevii, așa cum spuneți dumneavoastră. Doar că nu avem problema juridică a terenului nerezolvat, a drumului. Păi nu afectați terenul, am băgat în teren, am băgat soluția aia. Primăria, domnul primar, dacă se apuce și face o investiție pe domeniul public, dacă va fi ăla, dacă așa, nu poate să facă decât dacă e terenul respectiv, dacă e proprietatea Comunei Mângura și în domeniul public. N-avem voi, conform legii, acum 20 de ani mi s-a dat certificat de urbanism și acum renegăm ce au făcut. Am spus anterior că nu trebuie. Am înțeles, au făcut altcineva care tot în primărie va ca o lucra. Da, dar ce să vă zic? Păi nu, acum cum să zic, nu putem arăta cu degetul la X sau Y că nu și-a făcut treaba. Răspunde fiecare nici a făcut. Ce să mai răspund unde sunt morți? Da. Cumpăr o pompă și dau în domeniul public. Vă înștiințez pe dumneavoastră, îi se înștiințez sanepidul pe toată lumea și sunt... Păi nu mai am unde să scurgă apa din casă, apele canaliere. Că apa din ploaie e rândul. Nu intră din proiectul acolo, măi. Etaje mai mici, da. Domnul Dumnezeu, trebuie să înțelegeți că dacă cei din urmă, lăsați-mă să vorbesc până la capăt, dacă cei care au fost înainte și v-au dat autorizația, nu v-au dat-o corect. Eu am văzut multe adeverințe date de primărie în care scria, vreau să mă lăsați să vorbesc până la capăt. Dacă mă întrerupeți, nu pot să-mi duc ideea.
este totuși ora 4 după o zi de muncă. Dar după 20 de ani am și eu discuția. Păi da, da. Dar dacă mă lăsați să spun și eu ceva, dumneavoastră ați vorbit, vă explic și eu partea legală. Da? Da. Conform legii, care este din 1995, da? Un drum peste 25 de metri trebuie să aibă 7 metri lățime. Da? Hai să zicem, îl luăm drum de exploatare, că acolo este zona extravilan, de fapt. Și a fost extravilan în 2002. Că s-a făcut o bucățică acolo, este intravilan în 2009, asta e. Dar să zicem că e extravilan, trebuie să aibă 4 metri. Ce vină am eu, ca secretar, la momentul 2000, când am venit în 2019, când a fost sesizarea în 2019, să semnez eu pe ceva care nu respectă legea. Pentru că alții, în 2002, nu au respectat legea. Păi, nu este corect, domnul Bușniță, să fiu eu obligată să semnez ceva care este contrar legii. Dumneavoastră reprezentați primăria Comunii Măgura. Și ce au făcut, ce ne-au făcut înaintea dumneavoastră, ce au făcut, răspunde fiecare pentru ce au făcut. Da, nu trebuie să suport eu ca contribuab. Păi nu. Nici eu. Păi nu, am zis cei care ziceți dumneavoastră că n-au respectat legea. Atunci spuneți în dumneavoastră, multă din comunitatea asta, fără un graj de animale acolo, în extravilan, acolo, dau la niște oameni care cresc animale și nu știu ce, și plec și eu din zona asta. Cred că sunt alte soluții. Nu, dar explicați-o la celălalt, domnul președinte. Dumneavoastră, aveți o problemă foarte importantă. Dar nu putem să forțăm ca secretarul și primarul și consiliul local să nu respecte legea. Credeți-mă! Și cum vă vedeți să respectați legea? În momentul de față, la cum stau documentele, se pare că doar o hotărâre judecătorească. Bun, e și făcută. E o poate obliga. Mă iertați un interoghez. Au făcut primăria deja acțiune dată în judecată a persoanei care au ocupat ea puțin drumul? Nu? E și făcut? Noi trebuie să facem. Întreb că sunt contribuabil de 28 de ani. Dar de dimensiuni mai mici aveți? În momentul de față, având peste păi, nu știu, cred că ăla care se încarcă prin un drum de 2,5, 3 metri, cam așa. Drumul e bun, e pavat, nu e problem, da, mă, și se face. Acum mai este expertiză în instanță. Trebuie să ajung unde. Ei, și cu Deșar Gridu și cu E.O.N. Amândouă sunt. Bun. Vă l-am rodat dezgrat. Când l-aveți? Pe domnul, nu știu de ce, când am văzut atât. Bine, nu contează. Chiar nu știu, acțiunea e a lor. Nu, să câștigi. Nu l-aveți disponibilă? Nu o să câștigi. Puteți să ne trebuiți la locuri aici? Puțin probabil, da. Luni dimineață? E litigiu. Bine. Haideți, mă rog, dar nu mă uitați, nu dimineața la prima oară să fie aici, că am pe domnul aici așa să, da? Bine. Deci, domnul președinte. O secundă, că domnul primarul vorbit la telefon cu o problemă. Am vorbit cu firma cu care avem noi contract cu Hidrogetul, luni dimineață, la prima oră, care mașina e la revizia, cum mai face frânii. Are o vitajă de dimensiuni mai mici și nu la dumneavoastră acolo să vă rezolvi situația. Până nu golește tot, nu pleacă de acolo. Da? E bine așa, cel puțin prin moment, până rezolvăm noi situația cu gazul. Credeți-mi, chiar ne dorim să rezolvăm situația, suntem conștienti dumneavoastră, pe cheltuiala dumneavoastră ați făcut un efort, n-ați vrut acolo de a spus. Uitați, inspectoratul în construcție de acum 4 ani spune ce spune acolo, că nu s-a făcut nimic din partea primăriei pentru lucrurile. Nu ne spune, domnule, că nu ești încolo, cumpără-ți vindajă, caută ăsta cu sacaua să-și caute, să care apa din exemplu și la cimitirul un pic și la Bălan, prin curte și la toată lumea acolo. Domnule, dacă ar fi bunăvoință, domnul primar, acum cu ei, mâna pe inima, am lucrat în gospodăria comunală și nu întâmplător vorbesc cum vorbesc și spun un punct de vedere care e... Știu că țeava aceea se poate băga în pământ fără să vă întrebe nimic. Da, dar noi trebuie să plătim și când plătești în spate trebuie să... Plătesc eu, dați mă angajez în fața Consiliului Local. Cum am plătit? 5.000 de euro că am avut investiții pentru a putea intra eu acolo. Plătesc și băgatul ăsta ce vin. Hai să facem așa. Luni de dimineață vine firma și cu divizajarea. A fost mașină mică, nu a putut să intre. Bă, ăsta o să intre, vă spun eu, că asta face de viață și garanții. O fost domnul. Are să intre acolo și rezolv, dacă nu o rezolv. Și vă dați seama, 40 de metri cubi, ăla are 2 metri cubi. Vine ca să scăpe de cura dumneavoastră. Acum, dumneavoastră nu vreți nicio soluție, nu știu ce să vă zic.
Și vedem în continuare ce putem face cu aia. Bă, trebuie să facem ceva cu partea juridică. Nu știu cum facem. Nu știu cum facem, dar trebuie să facem ceva cu omul ăsta. Deci, în situația asta și domnii consilieri sunt aici, da? Noi trebuie să venim cu o hotărâre pe care v-am zis. Să o să pun consiliul local să atestă domeniul public 2 metri și ceva. Pe lungime de... 20 de metri. Cum 20? Din 200 de metri. De 200 de metri. A, că duci noi în parte din domnul Vasile. Bine, sau până la el, până la el, 200 și ceva de metri. Nu, nu, nu. Vă asumați? Nu, până la domnul Vasile nu 200 de metri. Din curtea lui. Nu, ăla este fizic. Acolo a fost în, pe timpul lui Ceaușescu, cum se ducea Interland jos în vale. Da. 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 Drumul ăla se intra cu tractoare, cu semănătoare, cu... Niciodată. Deci, păi dar credeți că terenul ăla cum au fost cultivate? Eu am crescut aici, vă spun, și pe unii intrau. Intrau pe după cimitir, pe partea de-a mea. Sunt discuții de acum. Problema este că nu-i rezolvată, de asta aveți casă și nu aveți acces. Aia e situația. Trebuie rezolvată. Pe unii intrau sau nu mai intrau tractoare, nu are importanță. Ideea este să facem într-un fel sau o scoatem la capăt acolo. Este ghiditurată, cu procesii, cu instanții, cu astea, cu... Pentru că... Deci, doamnelor consilieri, domnul președinte și domnul primar, eu am rugăminte, dacă ați băgat seama acolo, pe mine nu mă interesează dată în judecată pe Popescu, Ionescu sau nu știu cine. Dacă am scăpat de țeava aia care este pe gardul cimitirului, nu umblăm la gardul cimitirului, nu-mi băga nimic, nu am băgat în pământ, plătesc eu, uitați-mi, așa și plătesc eu manopera care este pentru introducerea acestei semne în pământ. Dar dați seama că eu țeamă de gaz, eu pot de pe interiorul străzii, mă. Da, nu le-am. Nu, se poate băga, nu pe mijlocul, pe mijlocul străzii am băgat eu pe țeava de apă. A întrebat altceva. Adrian a întrebat unde este țeava în momentul de față. S-a aflat pe gardul cimitirului, dar s-a aflat pe parte cu strada. Deci țeava care alimentează acum cu gaz este montată pe stâlpi de beton al cimitirului la vremea respectivă. Am cerut aprobarea de la, biserică, păreul cu care era, mi-a dat aprobarea respectivă. Am plătit ceva donații pentru biserică, că așa e normal, că așa, și am montat. Dacă nu vă dădea atunci acceptul, siguranță de el gazul sau cum se chema, atunci vă dădea conduct îngropată și nu mai era și de gaz. Și o pus-o, la așa, asta acum e real, dar... Da, ce să... Haideți că o să încercăm, nu știu. Domnul Vasile, dar să concluzionăm. Acum, domnul primar, nu vorbesc cu firma cu vidanșa. O să vină o dată, că vine din două ori. Cum să vină să ne rezolvăm? Ca să scăpăm de probleme. Iar pasul 2, cum o zici și doamnă secretar, vorbesc mai tare ca să mă auziți în mers. Auziți mai tare, bă. Pasul 2 ar fi. Am 6 și 3 ani, dar mai vedem dacă cu gazda aia de drum, până din 2 metri jumătate, cât ar ea, să putem să-i conduci noi în domeniul public, ca să fie proprietatea comunei mădurii. Ea acum apare în acte. Dar nu așa să fie bine. Ce zic, dar pentru că noi, noi ca primării, noi ca Consiliul Local, noi nu avem voie să cheltuim un leu pentru un drum care nu este în domeniul public. Bun, și mai dat, dar de obicei... De ce am așteptat 5 ani de la sesizări? De la procesul verbal. Să spun drumul de obicei ca să ne putem introduce, trebuie să aibă 4 metri lățime. Asta e problema. Deci noi acum trebuie să forțăm într-un fel lucrurile ca să poți iei un drum de 2 metri mari. Erau 4, dar au fost ocupate, dacă vă uitați în acte, scrie de 1 metru, de 1 metru și ceva, de către un om de acolo. Noi vrem să facem un lucru. Și dacă se nu mai la intamblaș nu cu ce temei mă mai la voastră la muzicat? Nu intră. Nu intră. Ce ceva ce mi răspunde. Și nu trebuie pe da. Bun. Vom trece la ordinea de zi. Deci luni prima acolo și mai vedem ce soluții găsim acolo. Pare rău de situația asta, că e chiar veche și... Avem 11 proiecte pe ordinea de zi și două procese verbale. 12 proiecte. Și o suplimentară de astea. Nu, 12, nu sunt 11. 11 am aici, nu mi l-ați dat și pe al 12-lea, secretar. Ah, scuze. Ăla-mi copia de... Da, e
cel suplimentar, corect. 55, da, începe la bani. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Mugura pentru ședința adunării generale a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil teren din Intravilan, sat Măgura, Comuna Măgura, număr cadastral 65737, unde este amplasată stația de pompare apă uzată a rețelei publice de canalizare a Comunei Măgura. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Comunei Măgura la veniturile Asociației de Dezvoltare Intracomunitară, zona metropolitană Bacău, pentru anul 2023. 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-octombrie 2023. 5. Proiect de hotărâre privind neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli a României, a Comunei Măgura, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SC Ecosud SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. 7. Proiect de hotărâre privind aprobare PUS pentru construire locuință unifamilială anexă, împrejmuire de teren și branșare, raportare la utilități, sat Măgura, strada Panserilor, numărul 11, Comuna Măgura, județul Bacău, beneficiar Mihailă Vasile și Mihailă Daniel. 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea suplimentar deja suntem. Da. Da. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Comunei Măgura, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea extinderii sistemului de transport public local de călători în zona metropolitană Bacău, a regulamentului și caietului de sarcini al serviciului public local de călători prin curse regulate în zona metropolitană Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil teren situat în satul Crihan, Comuna Măgura, județul Bacău și trecerea lui în proprietatea publică a Comunei Măgura, județul Bacău, în vederea construirii unui lăcaș de cult. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Măgura, numărul 44, din 19 iunie 2023, privind aprobarea documentației tehnico-economică, faza DTAC/proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri de interes local, zona Metalbacu-Jbic, satul Măgura, Comuna Măgura, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și al sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Da. Și al 12. Nu, atât este. Este versiunea 2 la 1 din proiecte. Am scris 50, versiunea 2, da. Dar e același proiect de hotărâre ca număr. La toate proiectele de hotărâre, inclusiv cele suplimentare, au fost însoțite de rapoarte, referatul de aprobare al inițiatorului și rapoartele compartimentelor de specialitate. Am primit rapoartele de avizare de la comisii, care sunt favorabile. Avem 6 voturi online. Avem 6 voturi. Cine este pentru ordinea de zi? Cine este pentru proiectul de ordine de zi? Da, lăsește domnul viceprimarul, este în concediu. În concediu, da. Așa. Cine este pentru suplimentarea proiectului de ordine de zi cu cele... Cu cele... 4 proiecte. Avem și două procese verbale, procesul ședinței ordinare din luna a 5-a și a ședinței ordinare din luna a 6-a. Extraordinare din luna a 6-a. Împreună? Nu, separat. Cine este pentru procesul verbal al ședinței ordinare din luna a 5-a? 25-a. Cine este pentru procesul verbal al ședinței extraordinare din luna iunie? 19-06. Toată lumea. Putem să trecem la primul proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Măgura
pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău. Întrebări? Nu sunt. Doamna... De altfel, nu mai, vezi bunică, dar atâta timp când se cer bani, înseamnă că încep să se miște treburile. Parcă la Chemiu și-a început deja să se miște, nu? Da, suntem în evaluare. Suntem în evaluare, dacă la asta vă referiți, până după jumătatea lunii august, suntem în evaluare, avem un constructor, așa, cred că l-avem, până la finalizarea evaluării. Ce înseamnă? Noi, ca și comuni, suntem în evaluare? Nu. Nu. Cu licitația. Licitația. Da, licitația este o ofertă. Da. Este o ofertă de plus. Deocamdată, deocamdată l-avem doar pe hârtie. Adică avem un înscris la licitație, este în evaluare și sperăm să devină și constructor cu alte reguli. Adică să și adjudece lucrarea, să trecem la treabă. Mai mult de atât nu am ce să vă spun, nu am alte amănunte și nu cred că putem discuta la momentul acesta de un constructor, decât la faptul, decât despre faptul că știm că avem un înscris la licitație și este în evaluare. Vom vedea ce se întâmplă până la finalul evaluării. Cam atât. Bun. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil teren din intravilan sat Măgura, comuna Măgura, județul Bacău, numărul cadastral 65737, unde este amplasată stația de pompare a apă uzuată a rețelei publice de canalizare a comunei Măgura. Este vorba de terenul de la SPAU, de la Cămănaru, așa cum îi spunem noi cu toții. De fapt, e singura stație de pompare de apă uzată pe care o avem pe sistemul de canalizare din comuna Măgura. E tot ca la noi, ci nu am ce amănunte să vă mai dau, iar intrăm în istorie cu făcute nefăcute de ale noastre, adică trebuie nefăcute la vreme. Una, că intrăm odată legalitate și noi, și a doua, pe spațiu mai achiziționat de 1000 de metri, cred că putem dezvolta o nouă stație de pompare modernă de ape uzate. Se deschide ceva în finanțare și cred că ne-am, în termenul cel mai scurt, ne-am cuplat cumva și cu finanțarea. Zic că este ultra necesar. Este ultra necesar. Nu știu ce condiții o să primim de la Prii Românii pentru construirea unui spau acolo, unei stații de pompare ape uzate, dar în altă variantă nu putem discuta. Este singura locație... Stația de pompare nu intră în proiectul Poemului? Nu. Nu. Este în afară Poemului, da. În afară Poemului. Da. Acum să vă spun sincer, dacă am fi avut proprietatea, discutăm nu cu familia cea mai, dar acum am hotărât să vândă, dacă am fi avut proprietatea asupra terenului, am fi putut foarte bine să aplicăm pe Angel Salinic, sau da bani pe altul canal. Din păcate, n-am reușit să facem nimic atunci. Poate reușim acum pe fonduri europene. Se deschide ceva din finanțare în curând. Și ar fi bine să fim la zi cu documentația. Da. Este și una din cerințele de conformare a PRAB-ului. Adică noi putem să fim ok cu toate. Dacă SPAU este pe teren privat, nu ne va prelua niciodată sau va prelua apa și ne lasă canalizarea nouă. Lucru care nu este firesc. Adică n-are ce căuta o investiție publică, o rețea publică de utilități în domeniul privat. Dar este iminent acolo o investiție de modernizare sau o construcție nouă. Deci așa cum funcționează acum, nu e nevoie. Nu mă putezi din stradă, din spăimăzată și mai... Bun. Se vede cu ochii liber, așa cred. Da. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Comunei Măgura la veniturile Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Zona Metropolitană Bacău pentru anul 2023. E 1 ori 5773. S-au mâncat două cifre pe parcurs. 7-3. Doamna, am rămas pe la capitolul ăsta, doamna Crețu să abține la achiziții terene, se rudă cu... Da, dar nu mi-a spus, doamna. Trebuia să-mi spuneți. Dar nu știam. Bine, n-ați vorbit, deci nu votați, am înțeles. Nu intervene, da. N-am știut. Regula e pentru orice ședință. Dacă aveți cum... Considerați că sunteți în conflict, anunțați. Dar nu sunt în conflict. Posibil, dacă e rudă. Fiind rudă cu familia respectivă... Da. Bun, trecem mai departe. Da. Eu n-am de unde să cunosc, dar mulțumim, domnul primar. Trăiesc.
Bun, contribuția e cea de 5.000, nu? 5.773, da. Cum e adresa de la Șmanfor și Scatiu. Sunt 5 mai mulți. Da. Așa, cu domiciliul la Săpăclet. Cred că sunt de mult mai mulți, dar nu au toți durești. Da. Bun, cine este pentru? Nu am citit-o, am înțeles. Nu am citit-o, am înțeles. Și-o fumătate, nu? Da. Da. Cine este pentru? S-a votat toată lumea. Da? S-a votat. Scuze. Bun. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-octombrie 2023. Costel. 4. Doamna Carmen. Foarte bine. Super. Perfect. Să votăm pentru. Doamna Carmen. Dacă e de acord, dar este de acord. La ce face? Foarte bine. Și vrem și un supleant. În caz de? În caz de? Domnul Mihai. Exact, Mihai e supleant. Domnul primar. Mihai, ești de acord să fii supleant în cazul în care doamna care nu va probleme? Fără probleme. Fără probleme. Așa, bun. Apoi, proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școala României. Acum unei momente. E vorba de proiectul Cornul și Laptele. Cornul și Laptele dintotdeauna l-a făcut Consiliul Județean, se face la nivel macro și este mai simplu decât să organizăm noi pentru un furnizor local. Și am zis că, având și mai multă experiență în achiziții și în toate, să le delegăm ca și așa cu 2 ani, așa cu 3 ani am mai avut la fel. Da, da. Cine este pentru? Da. Adică... Cred că trebuie totuși să fie mult mai atenți la ce achiziționează, pentru că batoanele, cornurile care au venit nu puteau fi mâncate. Acum ține-te dumneavoastră de noi, nu putem să le spunem doar atât. Sesizări se pot face în scris? Dar sesizări adică e o tăruță, e efectiv tăruță. O să admitem că e sănătoasă. Dar dacă nu poate fi consumat batoanele sau cornurile de către copii, nu știu, așa că se spune. Și e o problemă generală, e o problemă noastră. Nu. Și atunci, nu avem doar un singur producător pentru școala noastră, e la nivel județean, probabil, nu știu. Ok, s-a votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SICE EcoSud SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile, în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile, în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Domn primar? Eu n-am vrut să cred. M-a pișcat, știți cum se zice, da. Scad prețurile pentru o perioadă de 6 luni, un proiect pilot, probabil și datorită faptului că în ultima perioadă se colecta selectiv, intervin niște ajustări de prețuri, adică sunt casate și scade și din prețul per tonă și la reciclabile și la deșeuri menajere. Asta e un lucru bun. Avem un target? Cred că target ca și colectare, Targetul e la 100%. Targetul e să avem cât mai mult reciclabil. Cât mai mult reciclabil, scade prețul din. Exact. Ce influență are colectarea biodegradabilului asupra prețului? Nu știm, aflăm după pilotul ăsta și așa. După, prețul e deja scăzut, am văzut aici. Da. Poate mai scădem, nu? Da. Păi au spus că se vadă să mai țină contractul viabil. Eu cred că am prins bine și intervenția dumneavoastră în teren. Ați făcut foarte bine cu echipele de verificare în teren. Și ar trebui să mai continui. Și cred că ar trebui să mai continuăm. Să mai conștientizăm un pic, da. Să-i educăm un pic. În jură, pentru că nu sunt educați. Deci sunt calități. Păi asta e obligatoriu.
Noi, da, în observații care le-am făcut, am spus unde nu se colectează corect. Eu am și poze pe telefon. Am scris în listele de observații. Eu propun vara, totuși este prea puțin pentru plastică o dată pe lună. Mai ales vara. Deci eu vă spun, deci, vara este necesar de două ori pe lună vara. Se adună prea multe cu plastice, cu plastic, cu spiritoare, cu scopuri, pere, tot. Deci, dacă nici atât, e o chestie. Nu măcar din oamenii, cetățenii încep să priceapă cam care e rostul reciclării. Și asta e un lucru foarte bun și se reflectă, se reflectă după cum vedeți, și în preț. În preț o întrebare. O secundă, facem dialog. Da. Nu putem vorbi între noi. Domn primar, da, acest faptul că se crește, scade cheltuiala pe care o avem față de Ecosud, față de cetățeni, se mai modifică taxa sau deocamdată rămâne așa? Nu se modifică taxa, rămâne așa, pentru că știți și dumneavoastră, nu reușim să acoperim 100% din ce corect. Am înțeles. Facem eforturi, nu. Chinuitoare. Vedem anul viitor. Da. Mai am eu o întrebare. Da. Ce se întâmplă cu deșeul biodegradat? Adică, ce măsuri sau la ce v-ați gândit sau la ce o să ne gândim să facem ceva și în privința asta? Ar fi ceva, ar fi ce, sunt ceva fonduri alocate de la Uniunea Europeană, cum place nouă să spun, fonduri europene, dar nu cred că ne încadrăm. E un proiect care se referă mai mult localităților, sunt crescători de animale. Știu proiectul. Dar nu ne încadrăm. Noi am tot discutat despre o platformă undeva să o realizăm. Cred că acolo sus la Matei, tot am bătut noi șaua cu bani, nu am făcut nimic. Dacă în proiectul ăsta, cravul ăsta, ăsta de la Ecosud, zice că ne preia deșeurile biodegradabile. Așa. Noi trebuie să facem ceva ca lumea să știe. Dar să nu îți faci depozitare, nu îți faci un pic de lucrat și la educație aici. Trebuie să spun un lucru pe lume. Adică omul ar trebui să înțeleagă. Deșeurile de biodegradabil. E biodegradabil. Nu. Vedeți și acolo că deșeurile biodegradabil și nu numai. Își taie din păsă, din curte și aruncă totul pe malul pârâului. Da. Chiar la 20-30 de metri de părinții șefului agenției de mediu, nu prea ai, sau gărții de mediu, nu prea ai din poate. Eu zic că noi, ca și, ca și noi, împreună, haide să facem ceva. Haide să facem platforma aia acolo, vedem ce posturi sunt, ce presupune. Platforma aia nu cred că sunt posturi foarte mari. Avem buldo, trebuie un pic îndreptat terenul și trebuie și depozitarea, și depozitarea materialelor lui. Deci este o petrecere. Și acordul de mediu. Trebuie ceva, ceva documentație de la mediu, da. De acord, odată la o lună chemăm Ecosudul și pe ea. Trebuie să facem definitiv acolo. O facem definitiv, dar cu preluare permanentă, adică periodică, să vină odată la o lună, la două săptămâni, să ridici. Da. Dar chestia asta putem face cu ceva punct de tot la lumea. Nu, nu, nu. Sunt greu și de autorizat, Adrian. Deci avem experiența anilor anteriori cu programul ISPA. Dumneavoastră știți ce era pe la platformele alea, era un ambulcic undeva, era dezastru. Deci, și platforma pe care îmi dorim să o realizăm, cred că ar trebui să găsim soluții, să o betonăm sau măcar petruită, dar clar împrejmuită. Adică cu lacă, cu chei, merge o reprezentant la primărie, la gospodărie, merge acolo cu omul, lasă trei sau cu mașina primăriei, duse acolo și depozitate, pentru că altfel ne trezim cu o mare de gunoaie acolo, cu o mare de deșeuri de nu ne vedem. De fiecare dată am pățit așa, și la pubelele pentru sticlă. Am avut pubele pentru sticlă. Unde am plasat o pubelă mare de 1.000 litri, într-o jumătate de zi, o zi, au apărut tonii din gunoaie. Da, nu se ia nici o măsură sticla. Da. Bun. Da. Haideți să trecem la vot. Bun. Haideți să o notăm ca și idee, să o punem în practică, realizarea unei platforme, da? Să vedem ce presupune. Doamna Băiceanu, vă interesați un pic, intrați pe... Haideți să mai intrați, că dumneavoastră vă mai pricepeți. Da, să și dedicați un pic de timp la... Cine este pentru proiectul ăsta? Pentru privind aprobarea proiectului. Nu are niciun aprobare.
Și acum, ca o precizare, să știți că de la anul se mărește taxa aceea, economie circulantă. Acum suntem la 80 și se face 140 de tonă. Da? Da. Deci va trebui să colectăm și mai mult. Deci aproape se dublează economia circulantă, vă dați seama ce cost va fi pentru LAN. E în lege, doar dacă se revine, să intervine legal să modifice 140. Bine, proiect de hotărâre prezintă acum. Eu vreau să întreb, unde se poate arunca sticla în mărgura? Păi tot la pubiela galbenă. Aici poate spune o prostie. De regulă... E plastic, metal și sticla e separat, nu? Da. Plastic, metal și sticla e separat. Da, cred că dacă verificați un pic programul de colectare de la SOM, da, au și sticla. Acolo cred că au și program pentru sticlă. Nu. Nu au. Ei spun în programul lor că ridică pubela verde, dar noi nu avem pubele verzi, am avut câteva și nu mai sunt. Este pubelă verde la Regina, dar câteva sunt proprietară la magazin. Că nu e obligat să te lase să depui. Pui? Dacă este Hai să punem la magazin, sub supravegherea proprietarului. Nu ne facem o pubelă verde doar pentru sticlă, să aducă și cei din localitate. Dacă sunt de acord... Gândesc că dacă e nesupravegheată, e problemă mare. Să știți că este o problemă. De exemplu, mă duc în oraș. Dar sunt, am uitat în cartierul CFRE, ești din pubelă pentru sticlă și m-a oprit un proprietar și a spus, domnule, ești din blocul ăsta? Îți zic, nu. Nu, în oraș nu te duci. Asta vreau să spun. Și eu mă duc. Să începem la Dar dacă faci mai multe zone, Adrian. Trebuie mai multe zone la comunie. Da, cum știți, au fost pubele verzi prin comună și s-au strâns pentru că s-a aruncat menajer, s-a aruncat orice acolo. Da, adică temper, ce vreau să aici pe ce. Știu că au fost, eu am coborat cu bani și ce-am zis. Da. Haideți că o să găsim soluții pentru să ducem la magazine și cu... să discutăm cu mine, să primească. Să primească și de la cetățeni. Da? Proiect de hotărâre privind aprobare plus pentru construire locuință unifamilială, anexă, împrejmuie teren. Bun. Și branșare, raportarea la autorități Sarmău, la strada Paselilor. Beneficiari Mihailo Vasile și Mihailo Danila. Zona Metal Bank, își fac oamenii poți să poată construi și iasă de sub intervenție. Da. E cum este interdicția, e zona Metal Bank. Și oamenii ca să-și poată construi, trebuie să-și facă. Sigura soluție. Bun. Cine este pentru? Hai să vedem la doamna băiecea. Suntem la proiectul cu cuzul, doamna Sfânt. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Comunei Măgura, județul Bacău. Bun. La studiat ați văzut ce propuneri sunt acolo. Eu am un doamna Sorina, vă dau cuvântul. Dacă nu este nimeni înaintea mea, încep eu. Deci, actualizarea, eu le pun acum, poate nu trebuia să le pun mai demult, da? Exact. Deci avem aici actualizare și transpunere în format GESA PUB-ului. Nu sunt fonduri europene pentru așa ceva? Da, avem proiect. Și asta, 176.000 e cota noastră? Nu, e numai. Numai atât, dar noi avem probabil numai 60.000 cota noastră. Da, ok. Știam că este proiect de asta. Așa. Împrejmuire și amenajare curtii școală privată. Da. Avem un deviz aici pentru suma asta sau o estimare, o ofertă, o ceva. Am avut 30.000 și acum avem 270.000. Ajung? Sprea puțin sau sprea mult? Doamna Băieceanu, sincer, am dat în lucru la cineva să facă o ofertă, să ne facă o estimare, practic, o ofertă. Avem 800 de metri de pavele de pus cu tot morduri.
Și de făcut împrejmuirea acolo la... Ei, problematică e împrejmuirea din fața școlii, cumva ar trebui un zid de sprijin acolo. Încercăm să găsim soluție, să vedem cum putem face să fie mai ieftin, cumva că zidul de sprijin din față ne cam compreșește. Asta e suma care e acoperitoare? Nu. Nu va fi acoperitoare. Doar am gândit să o facem în două etape. Să punem pavele de sprijin și copii acolo. Și ulterior să vedem, să găsim o soluție și pentru gar și pentru ceva. Nu știu cum o face acolo. Că alți bani nu mai avem. Nu se poate. Haideți să vedem în altă dată. Nu se poate. Ori facem cu trebuie, ori facem din loc. Ce înseamnă? Haideți să-i rectificăm așa. Și vedem cine se îndepărtează. Și dacă o fi să nu fie, ne mai adunăm o dată și mai rectificăm, eu am putea să punem mânuțe acolo. Haideți să rectificăm. Trebuie să identifici. Trebuie să identificăm sumele acelea. Da, trebuie să identificăm sumele acelea. Da, trebuie să identificăm sumele acelea. Haideți să reîntregăm acum ce trebuie. Dar nu știm noi de la ce capitol este nou și să punem. Deci, asta este... Nu ne mișcăm atât direct de cum ar trebui, sincer, să spun cu proiectul ăsta. Nu... Doamna Crețu. Poți să faci cu plată, da, asta înțelegi, nu cred să poți să rectifici dacă o să ne mutăm din toamnă sau o să mutăm din noiembrie sau din decembrie, nu cred că are o problemă. Dacă vrei să mutăm, câteva zile am mutat tot acolo, nu cred că e o mare nenorocire. Adică ea funcționează, are încălzire, are tot, are toate utilitățile. Noi nu trebuie să reducem niciunul ăla, că companiile de-a fost dacă noi ar trebui să facem împrejmirea. Containerii nu. Eu mă gândesc că dacă luăm ducem acolo containerul mai departe. La școala de la Cătate. Dacă ne mutăm acolo. Noi urgența e spavelile. Urgența e spavelile. Da, așa nu poți, că copiii ți-au reprezentat. Doamna Cătate. De ce? Dar există, mă rog. De ce împrejmim toată curtea? Dar nu e mare copii. 880 de metri pe... Eu îmi dau o idee. Da, da, avem o să pavăm o parte și o parte să o lăsăm cu spațiu verde. Dar nu că e parte inclinată acolo. Deci ce e parte inclinată? E făcut și mal probabil ceva. Nu va fi dat. Nu este. Nu va fi dat. Deci când ies toți copiii în curte. Da. Nu se poate. Ori tot papa, nu. Gazul de ce este prevăzut? Sau cum l-ați gândit? Cu țeavă, cu plasă, cu... Plasă. Este scurt, de vreo... Oricum a fost din beton celălalt, știți, pe care vede în acela terenului care este, cum este tot timpul era... Este cea mai mare diferență din nivel, consolidarea anterioară, na. Și-au făcut ea treaba în ani, cu, cred că are 30 de ani, cu 20 ceva de ani. 20 ceva de ani, dar nu mai e dărândare. Cine a făcut estimarea ce o zic? La cât s-a liberat? Depinde cine dorim. Dacă vrem să dărâmăm tot acolo, să facem cu zid, sprijin, cu tot, mi-e scump. E armătură... Dar nu trebuie dărâmat o primară, dacă facem la cartier... E armătură... Armătură acolo. Nu avem bine să știm dacă aveam o dată de valoare. Dacă avem evaluare, vă spuneam înainte. Nu, nu am evaluare la zi. Și ideea este că ori hotărâm ce s-o hotărât astăzi, că doamna contabilul nu este. Nu putem acum noi de capul nostru să hotărâm. Hai să punem bănuții acolo și vedem ce presupune. Dacă mai trebuie să punem într-un rapid, îi punem, nu știu de unde scoatem și facem ceva ca să-i dăm drumul, să-i putem da drumul la treabă acolo. Deocamdată am identificat sumele astea, așa o să le ducem către. Da. E un pas înainte. Da. Un pas înainte. Ok. Cine alte doleanțe, nu știu, mai era de la domnul Dascălescu, cu cine ați mai vorbit? Se vorbim, mai are doamna Sorin, nu, la capitolul, la punctul ăsta. Haideți, vă rog, da, nu, vă rog. Sorin, te rog. Da. Doleanță, adică ce domnul primar primit de la parodia 2, de la preotul Gran, în urmă că care s-a desfășurat și... Parodia 1, scuzați. În urma lucrărilor care s-au demarat și să văd clar cu ochii liberi, trebuie să vă mai spun eu, și prin plecarea primăriei și a multor oameni de bine, pe care vreau le mulțumesc pe această cale, preotul ar mai avea nevoie de ceva bani, de aici niște factori stanțe. Dar rugam, dacă putem să-i mai suplimentăm. De ce sumă? Undeva în jur de 20.000-30.000 de maxim. Noi aici rectificarea asta am prevăzut 5.000, cum a făcut, cred că discuția am făcut-o și cu dumneavoastră anterior.
Într-adevăr, am primit și eu informația asta de la părinte, care avea nevoie de, practic, de 30.000 ca să-și acoperi cumva toate datoriile. Acum rămâne să stabilim împreună dacă dăm toți 30.000 sau numai 15, cum credeți? Cu siguranță vor veni și ceva spre urmă. Dacă sunt eu, trebuie să dăm cu ceva frumos, cu ceva de... Da, asta e fără... Da, mai bine din România, să știți că mai parte dar nu știu, vrea să nu-ți spun că avea nevoie de... Da, vin, fac un rezerv, deci nu vă vreți... Dar nu e cum am nu. Deci am urmărit în facturi și trebuie să faci... Tocmai de asta, tocmai de asta. A venit cu mintea, trebuie achitație și nu suportă. Trebuie să zic la mine dacă să nu-ți dăm pe toți pe asta. Oamenii au fost încredere, i-au dat ce i-au dat, dar... Asta zic. Trebuie să fac salariu. Plătim în facturi. Sunt posibilități, dăm pe toți. Și din bolță. Eu sunt așa de mare. De la funcționare. Dar nu s-au prins? Păi nu, s-au prins 15.000. Și se pare că nu ar fi suficient. Eu nu-i voi la funcționare. O să-l da. Dacă este, dacă este suplimentar cu funcționare. Dacă nu se adă, nu... Nu, în dezvoltare n-ai voie să iei. Nu, categoric nu, nu avem. Haideți să... Să spun și ea, că am zis că discut aspectul ăsta, dar n-am mai apucat dimineața. 15.000 e luat deja. Mai trebuie încă 15.000. Șefa la bani, poate să spun, eu nu... Nici eu nici nu prea pricep chestiile. Aici dați prin proiect, prin rectificarea asta, dați prin proiectare, nu poți să zibiți sau din 20.030, notați, doamnă. Deci doamna contabil zice... Din 20... 0.130. Doamna Popa, din... 20. De unde luăm? Din 20? Da. 20.030, da? De aici luăm 15.000. Hai că noi să prevedem așa, la... că îi luăm de aici și ducem, și ducem la... Lângă aia 15.000 care îți prevăduți. 67.02.50. Deci, haideți să o să trecem în procesul verbal. Capitolul de la care îi luăm și o să-i ducem la... Da? Sunt una dintre ele, la da. Care dintre ele. Nicio. La ultimul de care? 15, ce capitolul? Cred că este 67.02.59, nu? La 67.02.59. Da, și ducem la... Ok. Face 30. Da? Și luăm de aici. O să-i diminuăm, diminuare o să o faceți dumneavoastră cu... Da? Asta deci rămâne așa, da? Bine. Am notat aici? Să rămână. Deci asta ar fi, ar fi rectificarea. Să-i rectificăm la 51.02.20.01.30 și să-i ducem la 67.02.59.15.000. Dacă sunteți de acord... De acord cu amendamentul ăsta? Cu amendamentul ăsta, da. Deci doar amendamentul? Nu-i nimeni, nu s-a ține nimeni. Okay. Deci opere. Dacă mai sunt și alte discuții... Da, eu aș mai întreba la amplasarea rezervorului supra teran, care așa. E aproape gata. Da. Nu știu de unde o să punem apă în el, dar asta e întrebarea a doua. Da. Asta e problema a doua. Deci eu tot o spun de un an de zile. Da. Adică aș fi fost foarte bucuroasă dacă odată cu amplasarea se termina și punctul 19, forarea cuțului. Da. Era o treabă extraordinară. Era. Eu întreb așa, ce reprezintă ăștia 168.000 din 500.000? Au rămas 332.000, care probabil e bazinul și manopera, nu? Da, vă referiți la bazin? Da. Așa. Ce înseamnă 168.000? Ce reprezintă? 168.000? Ce punct este? E voie de 18. 160, cât? 3, 4, 5.
Nu, nu știu, e venită din excedent sau de undeva, nu? Da, știu ce e. O venit pe bucăți, o parte a fost de anul trecut și o parte a fost de anul trecut. O parte este din bugetul local, o parte din excedentul da, de anul trecut. De anul trecut, da. Și spuse, da, astea spuse separat tot timpul, da. Și ăștia unde? 168 din bugetul local? Nu. Ba da, din bugetul local da. Și 132, local ultima este, coloană este excedentul. Da. Aha. Îi pune separat, da. Deci ce am văzut la anul trecut, da. Da. Exact. Și-a rămas din excedent împărțit pe investiții. Deci totală investiții, 500 din pe de ani în cadrăm? Da. Păi lucrează omul. Nu, e devizul, a aprobat, că nu s-a mai... Știu că montează rezervorul. Da, el montează, da, îl montează. Deci îl montează astăzi, până înainte de ședință, montase primul segment din bazin, cred că până de seară îl montează jumătate. Dar îți trebuie zonă de protecție, nu poți să-l duci. Care e situația cu Puțul? Că acum două luni eram proiectat. Puțul era în proiectare, doamnă, estimările noastre nu ne dă ca soluții apă în zona Parcul Cupini, adică efectiv să găsim apă în zona Parcul Cupini. Adică s-ar putea să avem din estimări, din cercetări, s-ar putea să avem un foraj sec acolo, adică spunem degeaba. Deci în zona aia. Nu știu unde să identificăm. Adică vreau să înțelegeți așa, ne-ar trebui într-o zonă în care să avem acces și la curent electric, și la 380, la toate astea, pentru că ne cer o serie întreagă de alte lucrări adiacente. Forarea Puțului o facem oriunde. Trebuie să-i ducem curent, trebuie să ducem rețele, trebuie să ducem toate astea. Nu am renunțat la idei, deși vine crabul, dar până vine crabul, murim din serie, pe România ăștia așa, vom regeste să ne luăm. Că să dăm în evaluare asta. Eu prevăd o mare problemă în momentul în care începe umplerea bazinului cu apă. Dealul mare va avea apă și nu va avea rețea comună. Separat de lucrarea asta. Ca să putem funcționa cu bazinul pe care îl construim acum, suntem în lucru și cu alte lucrări adiacente. Montăm niște bani pe zona brâză și... Ca să întrerupim apa, nu să o dirijăm cumva, să separăm sistemele, că asta e cea mai mare problemă. Separarea sistemelor, adică să-i ținem pe aia, pe zona colinară, să avem cimitirul unde e o problemă acolo, satul nou și metalbacul la așa. Doar așa putem raționaliza în anumite exact. Și chiar raționaliza. Da, să știți că toată lumea este raționalizată. Sunt localități care la ora 11 seara oprește furnizarea. Doar stochează și magazinează. Eu mi-aș dori ca cetățenii să conștientizeze că suntem într-o situație nu gravă, extraordinar de gravă. Chiar dacă a plouat acum ieri, alaltă, sau când a plouat, cred că 40% spun nu, dacă spun că funcționăm la capacitatea la care ar trebui să funcționăm, să avem apă, în mod normal. Deci este din ce în ce mai puțin apă, nu știu când se vor reface rezervele din subteran, dar speranții în viitor apropiat nu prea sunt. Cred că ar trebui umblat și aici tot la educație, un pic conștientizați cetățenii să nu mai folosească apa în excedent. La udat, la piscini sau la alte activități care în afara celor cazice. Pentru că altfel nu mă oferă. Și o secundă, să vină la... Da. Costel, să vină spre scurt, ridica mâna, am ridicat. Eu mai am tot la ce spunea doamna Mâncea. Imediat. Mulțumesc. Da. Acest rezervor de optimal este prevăzut cu regulator cu celor, vă dați seama când pleacă 300 teritorii de acolo, presiunea. O să stau... Nu înțelege firma, nu există. Cu regulator de presiune, are regulator de presiune? Deci firma are inimă, faci și montare. Nu dacă stai de vorbă cu prestatorul, cu cine s-o ocupați, că ar trebui montate în avant. Eu mai am o problemă. Trebuie și în avant. Hai să lăsăm și Costel să spună ce ai întâlnit. Și apoi vă las dumneavoastră. Ok. Da? Costel. În legătură cu apa, domnul președinte, am trebuit făcut un program ca să... Pe asta nu pleacă. Dar trebuie să vă rog la banii, că lasă banii, faci problema. Da, de asta. Dacă mergem cu secția noastră, cum ajungem la jurnalizare, fungem. Dar sunt deja localități, să-ți dea doamnă secretar, da, localitate de pierul prejurii, că are doar două zi de săptămână. Exact. Sau sunt localități de primar care, după ora 20, se oprește apă până la... Deci nu este apă, nu este apă sol, nu... Da. Doamna Sorina. Mai am o problemă. Este vorba de punctul
14.1 din lista de investiții, construim biserică Sacria și o mână mea. Mi-ați spus aici o sumă, deci nu știu ce. A, vă disi lista de investiții? Da. Deci, am pus o sumă, am înființat capitolul, am deschis lista de investiții, am deschis lista de investiții și am pus o sumă care am gândit-o noi că ar trebui măcar pentru proiectare, cred. Deocamdată. Nici am. Este un risc pentru asta. Cum? Este o estimare cât ar costa investiția asta? Să o facă integral măgura cu mâna măgura? Deci nu, pentru că eu am scris acolo, că am 2% din valoarea proiectului, da. Cred că undeva 750.000 de lei, 800.000 de lei mase. Construcții din leu. Da, dar aici deja ați spus... Va fi o biserică extraordinar de mare... Nu m-ați înțeles. Dumneavoastră ați spus că valoarea investiției 551.000. Păi nu, doamna Sorina, dumneavoastră spuneți că așa 51.000 vi se pare... 551.000. Eu vorbesc din suma inițială. Care ați spus-o? Nu, doamne, nu avem, dar noi n-am făcut, n-am estimat cam cât ar fi. Deci, îți vedem urma... Pe capitolul ăsta este 51.000 de lei, capitolul. Da. Da, dar prima cifră este valoarea totală a investiției, 51.000. Ia vedeți, unde? Oare nu văd eu bine? Prima valoare. Cum tu ce aveți acolo? Nu, pagina. Valoare totală. 551.000. Da? Prima valoare, domnul Lucian. Da, am văzut-o, că am văzut. Eu întreb... De unde ați spus noastră? Are spatele ei un deviz, o cameră, 3? Doamna, domnule, sigur ați fiu greșeam aici. E 51, nu așa sunt banii pe care i-am pus. Nu am, dar nici n-am avea să vă țin numai. Eu asta fac. Nu, este o greșeală pe care e la de material. Da, are și o rectifice, doamna. Da, o dată o să-i greșeam. Doamna secretară. De ce trebuie banii ăștia de proiectare sau de ce trebuie să luăm construcția acestei biserici în Sarcina Comunii? Doamne, Becea, nu există potențial acolo. Nu există, adică satul e mai mic, eu știu... Dar ce înseamnă potențial? Doamna Sorina, dar dumneavoastră celelalte biserici în Sarcina cu Iosul. În trecut. Da. Dar aici construirea celorlalte biserici, sau cine a fost? Și au fost adoieri, donații, lăsați nu vreți de banii comunității? Nu. Eu nu cred așa. De banii comunității. Eu vreau să vă spun, ne dorim așa. Haideți să discutăm. Citiți fotografia cu comunia, cât e curând. Da. Eu am făcut pasele mele vis-a-vis de achiziționarea, de primirea donației de la biserică, în urma discuției pe care am făcut-o dumneavoastră anterior. Cred că am discutat 2-3 luni de zile în urmă vis-a-vis de construirea unei biserici la satul Cream, care dumneavoastră a spus de acord. Da, domnul primar, da. Corect? Da. Dar n-am spus atunci că sarcina construirii întregii biserici este... Este a noastră. Dar din ce am spus? Da, acum sunt două variante. Ori o face biserica și dăm noi tot bani, ori o facem noi și o facem cu Consiliul Local. Ideea este așa, că o facem într-un proiect multianual. Nu, vom pune fiecare cum putem. Eu mă, multianual. Ce înseamnă multianual? 10 ani? 5 ani? 3 ani? Doamne, lăsa la 700.000 de lei, 800.000 de lei, nu cred că te-ai discutat 10 ani, 5 ani. În două bugete, trei bugete maxim rezolvă în situația asta, chiar nu cred. E o biserică de lemn, cel mai mult cred că costă betonul și cu armăturile. Nu cred că sunt mari, sincer, chiar nu sunt mari și oamenii chiar au nevoie. O venit la fața locului, eu comis, am venit și un alt preasfințit acolo și chiar și vreau numesc, domnule. Eu nu contez că nu este niciodată. Nu, nu poate fi reparat. Eu nu contez. O să supere părintele pe mine, că îi cunoaște foarte bine și cu doamna, mă cunosc foarte bine și o să supere pe mine. Dar eu nu am nimic împotriva construirii acestei biserici și a ajutorului pentru construirea acestei biserici. Eu nu am absolut nimic împotriva. Să mergem din poartă-poartă, oameni sună bani? Nu! Sunt atâtea surse de venit. Deci, păi, dar stați un pic, părintele Ungureanu, au luat toți banii numai de la noi? Eu nu cred. Eu sunt de acord. Doamna Sorina, eu sunt de acord cu dumneavoastră.
are o construcție deja făcută, are o biserică existentă pe care într-adevăr o tot ne-am fi dorit să avem și acolo. Da, dar scos la biserică la Crișna. Și nu o construie biserică, o luăm mai din primarie. Da. Dar totuși 50%, 60% au fost... Asta e ideea, nu vrea. Așa este, acolo locul divers se vinde cu 5.000 de lei. Doamna Crețu, doamna Crețu. Nu, nu, stați un pic, nu puneți problema. Luați, faceți un pic diferență. Trebuie să fim corecți, trebuie să fim corecți. Nu comparăm parohia numărul 2, nu comparăm parohia numărul 2 cu parohia Crihana. Aia de la Crihana cred că e jumătate. Nu comparăm potențialul, potențialul locuitorilor din parohia 2 cu potențialul celor. Au zis, dar eu nu cred că la construcția unei biserici, da? Nu cred că la construcția unei biserici, din suma respectivă, majoritară este cea donată de oameni. Sub nicio formă, aia poate e 1% din suma, maxim 1%. Când s-a stricat clopotul, când s-a spart clopotul acum 2 sau 3 ani la biserica din la Mădura, am lăsat în stene. Clopotul a costat 18.000 de lei, 180 milioane, da? Oamenii au strâns 8.000 de lei și 10.000 de lei au pus părinții. 10.000 de lei costă, nu știu. Sponsorizări, ce-au vândut, ce-au făcut, nu știu. Da, deci am dar eu am dus... Până la urmă, dacă îmi la sponsorizări și la adunatul banilor. Și ce facem noi acum? Doamna Sorina, ce facem acum? Păi nu, ce facem noi acum este un punct de plecare. Dăm drumul la un proiect tehnic. Nu? În urma proiectului tehnic vom vedea o valoare. Ne așezăm tot în sala asta sau unde vedem data viitoare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră să-mi iau două zile libere de la serviciu și o luăm din poartă în poartă și vorbim cu toți locuitorii comunei Crihan. Am lăsat să vorbesc și eu. Doamna Carmen, eu zic un punct de vedere. Și vedem care este dispus să pună, mai identificăm oameni de afaceri, mai... Ei, eu ce să vă spun, sora tatălui meu, care stă în oraș, o dat 500 de la biserica din Crihan și trebuie să facem serie. Dar să trebuie să înțelegeți, construcția, practic, noi o gândim la alb. Adică nu ne gândim să construcția la final, cu catapetează, cu tot ce presupune toate dotările aferente, specifice unde e biserica. Așa orientate, cât aveți? Ai mic, e mic. Cât are acum, să zic, are biserica, să zic, are... Știi că o fi făcut 6 bine. Vă avea 100 și ceva. Nu, nu de 100 de metri. 100 de metri. 100 de metri pătrați. Nu este foarte mare, nu este foarte mare. Bine, exact, paralel, bine, ce mai zicea. Ce mai semănător e construit la, cred că la Itești. Vine jos la bază, unde... La Pompier, din Lemn. Cred că și la Pompier. Ce mai zicea de Biserica la Pompier, din Lemn. Dar e mare. Bun. Da, nu, am încercat pe amplasamentul vechi. Doar că are ceva mărminte proaspete, prin jurul bisericii, prin astea. Bun, a doua, nu știu dacă bătrânii mai pot urca acolo. Cei care merg frecvent la biserică. Asta era părerea și în alt preasfințitul. Chiar îi spunea Nicoară, nu știu dacă mai vin oamenii la biserică cum venea odată și cei bătrâni care frecventează de orice nu o să poată ajunge acolo, dar chiar dacă își doresc. Așa că fă undeva la masă. Doamna Sorina, deci pornește de la 50.000. Haideți să votăm aștia 50.000. Să facă proiectul și noi vedem încet, încet. Mai ajută și părinții, le ajută și noi și așa cum a realizat Așa cum a realizat atâtea lucruri împreună, realizat asta. Asta înseamnă să știți că noi, că e mare lucru, că într-un mandat al nostru, nu neapărat a meu, nu neapărat a meu de primar, dar așa dumneavoastră de consiliu. Adică în vremea noastră am reușit și am pus și temelii unei biserici. Vă dați seama, cum am reușit, 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 alții în plus. Eu am pus în minus acolo, sunt 5 în plus, i-am tăiat la coadă. Ok. Cine este pentru proiectul? Eu zic că din cadrul. Poate trebuie să stabilim în timpul care o faci. Primul doar asta, da? Cine este pentru proiectul? Da, dar dacă poți să spuneți ceva. Bun. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea extinderii sistemului de transport public local de călători în zona metropolitană Bacău. A egalamentului și a caietului de sarcini al serviciului public local de călători prin curse regulate în zona metropolitană Bacău. Este proiectul cu fonduri europene, nu? Nu. Nu?
Cu microfonul. Să ne spună la microfonul. Nu, celălalt. Până m-am prins și eu broad. Nu e la cu autobuzele. Nu e la cu autobuzele electrice. De-aia nu găsăm autobuzele electrice. A, da? Ce am mai căutat autobuzele electrice, nu le-am găsit. Dar avem tot ce întrebăm. Ce avem așa, haide să... Păi, avantaje? Mihai! Pentru toate punctele care au rămas, dar mulțumesc. Da, mulțumesc. Zi bună, la revedere. Avantaje. Avantaje că nu se poluează, e un transport ecologic mai performant, flotila nu va fi toată ecologică, adică din cele 24 de autobuze și microbuze ce avem noi, flotila în realitate pentru municipiul Bacău și zona metropolitană e nivel 90 de unități de transport, adică 90 ceva de mijloace de transport pentru asigurarea transportului optim în zona metropolitană. Cu timpul probabil vor fi înlocuite toate. Eu zic că e un lucru bun, că avem două trasee. Deci avem odată traseul pe care își trebuie punea voastră, 13. Vine pe jos, merge până la intersecția cu Luizie. Ca să prinde și zona Metal Bac, nu știu dacă e, prinde doar drumul național, nu prinde și... Nu prinde Metal Bac, doar zona drumului național. Și avem odată tot traseul 13, vine una, deci de jumătate de oră. Unul merge, deci un traseu merge pe zona dintre vii. Deci trece și pe la Colina Măgurii și merge până pe Valea Măgurii, până la dumneavoastră acolo, și celălalt merge până la Trei Cruci. Cam așa e gândit. Traseul de pe zona Grihar, vă spun sincer, când am fost de acord să-l băgăm în... Rămâne pe județean, pe considerentul că ar fi trebuit cuplat cumva cu Mărgineni. Adică locuitorii din satul Suodor și Grihar să meargă prin Mărgineni, prin Trebeș, și am fi renunțat la traseul ăsta care e de atâția ani și este bun. Merge pe Narcisa, merge din tot orașul. Da. totuși nu... Probabil vor fi diferențe de... Da. Nu putem face nimic să prindem Metal Bacul și cu transport. Pe parcurs, apropo de asfalt, azi am dat autorizația de construire la Gălsarie. La asfaltare. Mai pot fi modificate și după aia. Eu nu știu ce să vă zic, cum ar putea funcționa sau nu. Toată lumea se lovește de rentabilitate. Adică ai un transport public, dar el trebuie să fie și rentabil. Nu merge nimeni așa de a, nu știu cum să vă zic, doar să prinde autobuzul. Nu se scoate bani. E traseul, pe noi de trasee pe care am scris județean, mi-l scoate la licitație. Dar le-a scos. Nu apare Metal Bac? Nu. Eu nu am. Dar n-are treabă județeanul cu asta. Nu, Consiliul Județean o aprobat, nu știi, nu știi cum. Domnul Lucian, licitație care e valabilă până în 2032. Da. Deci nu mai este. Și n-au scos. Eu n-am văzut. Nici Metal Bac și nici Colina? Nu. În schimb, în zona metropolitană e de Colina Măgurii. Este. Și vom extinde probabil. Da. Păi, ar fi o variantă, după mintea mea. Dar dacă am reușit să realizăm un traseu, nu știu cât e de viabil, cum vă spun, poate să opresc la costuri. Și la cât suntem noi dispuși să susținem din Consiliul Local. Adică... Da, normal că nu... Adică traseul poate funcționa. Traseul poate funcționa. Autobuzul poate deplasa. Dar e pe banii Consiliului Local. Ideea e că pe banii Consiliului Local. Acolo se adună. Am cheltuit, să zicem astăzi, 1000 de lei cu combustibilul și cu deplasare, cu uzurul toată și am încasat 500 de lei sau poate mai puțin. Pe diferența aia o suportăm din buget. Da. Eu cred că ar fi viabil, dacă că după ce punem asfaltul, poate reușim să facem un traseu pe... Să coboare prin Cușbic? Să coboare prin Cușbic, să lucre și Suodol, dar e un fel de pelerinaj așa prin comună, nu un traseu de asta care să fie totuși. Mă gândesc eu că prin șoseaua principală, dreapta, Metal Bac și sus Cușbic și să coboare în Cernu. La Troiețe. La Troiețe este totuși o... Sunt multe case. Să vedeți câți își iau abonamente și cât să urcă, ca să fie fiabil. Pentru să fie fiabil. Nu se face. 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 Nu se
vedere. Vreau să vă reflexez la ori de vârst, că nu-i convine în mare să fie atât de bună vorba. Da, și că dacă nu, programul de zonă... Dacă mergi, mergi, se închipui, da. Exact. Sunt la ori de vârst, la ori de vârst, la ori de vârst, la ori de vârst, la ori de vârst. Unde mai sunt discuții privind posibilitatea. Vă rog, doamna Sorina, să ne dați posibilitatea analizării pe viitor și a includerii într-unul din transporturi și a zonei Metalul Bacu și Bic. Ok. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil, teren situat în satul Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău și trecerea lui în proprietatea publică a Comunei Măgura, în vederea construirii unui lăcaș de cult. Păi asta cu Crihan, da. Da. Discuții. De cine este pentru? Discuția făcută deja la investiții. Apoi, ultimul proiect. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Măgura, numărul 44 din 19.06.2003, rectificarea, aprobarea studiului de oportunitate în vederea extinderii sistemului transport, da? Asta câte? 54 a fost acceptarea ofertei de donație și 55 modificarea HSL-ului. Eu am rămas calată pe 12 și nu mi-e așa tot ceva greșit. Și eu zic, o să iasă treabă bă. Bun. Încet, încet cum am putea, nu ne oblig în mesaj. Haideți să dau citire ultimul proiect. Încet, încet. Undeva am greșit numele tare. Deci bugetul a fost 8, aici am greșit 8. Și plus că părintele din Crihania sunt dulci. Deci proiect de hotărâre numărul 55 pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Măgura, numărul 44 din 19 iunie 2023, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de DTAC, proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economice actualizați și al devizului general pentru devizul, pentru obiectivul de investiții, modernizare drumuri de interes local, zona Metalbacu-Jbic, sat Măgura, Comuna Măgura, Județul Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, precum și asumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Da. Pe scurt, două greșeli cu... Da, mici ajustări. Asta cum îi zice, la un deviz era un curs euro, la altul era un curs euro. Trebuie să fie identice. Erori. Nu se schimbă. Da. Este erori. Nu se schimbă valoarea totală. Vă dați seama, nu putem umbla la ea, că e aprobată în urmă. Cine este pentru? Păi, mă dați spus că deja ați ținut sau vorbăzățării. Suma aprobată... Deci, ea s-a dat. Sunteți biscos la licitație. După licitație. Scoateți la licitație acum? Păi scoate, da, zic de asta, scoate la licitație. Avea nevoie de hotărârea asta să rectificăm doar să ajutăm toate iară cu eu. Și eu știu, domnul ăla, tot domnului care au licitație. Licitație publică, poate să vină oricine, din spațiu european. De-aia, nu știu. Prezenți oportunitatea de finanțare? Pentru drumul, pentru ăla pe fonduri? Asta de aici? Da. Nu au fost mai ușor. Și diverse. Și diverse. Îl las pe domnul primar să ia cuvânt și apoi. Există, da, cerere de modernizare infrastructurii rutiere prin bază de așa, de bază pe spațiul rural, se deschide pe afir. Hai, Lucian, zi. E o finanțare de până la 1 milion de euro. Da. Și putem obține pentru modernizare drumuri, și au punctaj mai mare, OAT-urile care au drumuri care se intersectează cu drumurile naționale, județeni sau aerogării. Păi avem drumul. Acum noi avem drumul național. E drumul care merge de la Principe, cum îl cheamă domnul primar? Poligonului. Care se duce de la Principe în drumul național. Da. Vedem pe lângă la ce alt drum mai putem lega. Și care face legătura cu Crihanul.
Nu, drum național. Păi nu, ai punctaj mai mare, dacă faci cu drum național, cu drum județean, ai 10 puncte cu drumul național, 7 puncte cu drumul județean. Păi nu, ok, noi în primă fază trebuie să prindem drumul poligonului, cu drumul național, să beneficiem de punctajul la maxim, și apoi vedem în funcție de banii disponibili până la 1 milion de euro, să vedem ce alte drumuri din comună mai putem prinde ca să beneficiem de punctajul respectiv. Acum, e pe afir. Finanțarea e pe afir. Păi și care e problema? Nu e nicio problemă. Drumurile trebuie să fie intabulate. Care e măsura? 76? Da. Da. Drumurile trebuie să fie intabulate. Păi nu, intabulat. Avem drumurile intabulate. Vedem cam, eventual, cu un constructor, să vedem, să estimăm cam cât ne încadrăm de 1 milion de euro, să ne punem fix cât trebuie, ca să ne intrăm pe cofinanțare. Sunt bani pentru vreo... Sunt 255 de milioane de lei, sunt pentru 255 de proiecte la nivel național, milioane de euro. Sunt pentru vreo 255 de proiecte la nivel național, bani. Probabil că primul venit, primul servit, nu? Asta este și... E rapid. Deci nu ne putem băga decât pe drumele care știm că sunt intabulate, nu mai stăm să ne intabulăm. Sigur că avem o șansă. Corect. Acum o să discute domnul primar, eu o firmă de consultanță din Schellinger Sibiu, care mi-a prezentat oportunitatea, o să discute cu ei, o să... Și tot ce avem drumuri așa, e o să aleagă care are cel mai multe șanse. Da. Fără, dar și poate. Da. Da, bun. Deci, fructifica la maxim tot ce putem fructifica. Din astea că nu ți lăsat, mai ales că... Ei, nu mai e buget local să faci foc asfalt la vremea asta. Nu e. E zdrobitor. Îți prețul destul de mare. Mulți care au evoluat sau au avansat în țara asta au făcut cu bani formă diverse. Reglamentare sau europene. Doamna Sorina, ce spune realiști? Pe banii noștri nu putem dezvolta decât doar mici investiții. Un sintetic cum ne-am dorit, o mare. În 2010 până în 2017-2018 nu s-au avans mai nimic. Da, e bine. Măcar ăsta 8,2 km, bă, când merge, mai sunt. Sincope, mai sunt discuții. Eu mai am două probleme. Doamna Sorina. Da, vă rog, vă dau cuvântul. Prima, locul din Jale, curățenie, este Jale. Jale cu majuscule. Nu se poate o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână să meargă cineva, unul dintre băieți, să aibă ca un program, dom'le, marțea și joia sau vinerea, așa, trebuie să mă duc acolo dimineață să poată tot. Dar nici doamna, Pentru că camerele care s-au pus acolo, nu le urmărește nimeni și nu dă nimeni nici oameni, de-aia. Aici e vorba de bun simț. Păi bun simț se face, cu forța. În România și nu numai în România, în toată lumea asta, oamenii s-au disciplinat cu forța. Dacă în comuna Păgura nimeni n-a plătit nicio amendă și nimeni nu vrea să facă nimic. Așa vreau să trăiască primul sau să trăiască. Asta trebuie să
să zic așa, răspunderea. Așa. Pentru că avem viceprimar numai pe hârtie și polițist local numai pe hârtie. Polițistul local vrea mașină țiplată cu poliția locală ca să poată merge prin comună. Dar sunt două mașini la primărie, nu poate lua nicio mașină, trebuie neapărat să fie poliție locală, să meargă prin comună, să vedeți. Cu șapta, prin șapta. Prin șapta, vor. Oricum că se duce în oraș, în timpul programului își pune șapta pe port. Nu vă faceți probleme. Da, eu vorbesc foarte serios acum, eu vorbesc foarte serios, nu glumesc. Colegii mei poate glumesc, dar pe lângă chestia asta, că domnul Sorin se supără. A venit cu o soluție, doamnă. Amenda. Este camera, amenda. Asta e soluția, singura soluție. La fel este și soluția. Eu sunt de acord cu asta. Investigați, deci procesul pe care nu s-a întrebat. Nu s-a trimis niciunul și din țară cu spinare. Poftim cu contează. Aici a spus clar. Proprietarul sau urmaș și proprietarul trebuie să facă ordine și curățenie. Atât din și asta se poate face o scrisoare, două, trei, a patru, dar aia mea de clar. Da, 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 da. Postem poliția locală. Da. N-are mașină, doamnă, n-ați auzit că n-are mașină? Gata, am terminat. Nu. De asta spuneți și adevărul, că astea lucrurile sunt clare. Dar cum vreți să ajungem? Cum vreți să ajungem ca la Dărmănești când ne-a spus că vă place? Păi, dar noi nu facem nimica. Absolut nimic nu facem. Cum să facem? Ei, vă promit că am să fac. E, chiar vă rog. Da. Chiar vă rog. Dacă considerați că meritul a mea, începeți cu mine. Veniți și verificați, dacă am ceva să dai acasă. Începeți cu mine, că o să fiu rețetă. Dar nu cu dumneavoastră, nu mă referam de asta. Eu am vorbit foarte serios. Deci cu parte din angajatul care ar trebui să fie mai responsabil. Nu trebuia să vorbesc, da? Și eu dacă vorbim de poliție local, am vorbit de poliție local, da. Va trebui să miști în confianță, să miști în altă viață. Da, luna iulie e concediu de odină. Luna iulie a fost concediu medical. Maxim. Da, concediu medical pe subutilizat, un medic, nu, nici logic. Și care e problema? Și asta e greu? Asta e greu problema? Da, acum probleme de sănătate putem avea fiecare. Da, nu, dar rog, poate chiar da. Poate e tot. Sorin, te rog. Totul a dus să discuse doamna Sorina de parte de doar că m-a venit la discuție care a făcut primar și foarte frumos, foarte bine am plasat, dar lipsește ceva. Ce? Lipsește un armă. Parc, în... Nu știu. L-am dus acolo. Adică timpul trece, mă poate trece. L-am făcut de joacă. Eu, toate din culoare. Adică, fără umbră, fără nimic, un arbust. Dar eu am luat probleme. Sunt pe Marea Mărgurii. Am luat și eu de la cineva. Vis-a-vis de dumneavoastră. Ce? Nu Sălcii. Nu Sălcii. Paulonia. Păi da, da, e spirâpă. Eu am văzut și în curte. Și e foarte ok. Bun. A crescut repede. Paulonia crescut repede. Și de unde luau puie de Paulonia? De la vecinii pe Valea Mărgurii. Cresc puie alături de mai lume. Serios? Unul din ei la urmă în curte. Nu, să nu crești noi cu Paulonia și gata. Să-i pierd urmă. Trebuie și acolo, pentru că mi-am luat bancă. Asta e bancă, că ți-l-a făcut Paulonia. Pentru că am luat pe formă. Asta o bancată și este regulament aprobat din urmă. Sunt locul de joacă. Dar este la joacă. Este locul de joacă pe parlamentul domnului. Unde este? Dar unde? Este regulamentul pe locul de joacă. Erau din asta, făcut la, cred că la... Nu s-a luat mea sunt biroși, nu m-a luat tot ala. Ce-o cu ea? Păi nu știu. Hai, e pe exitura asta. Ar trebui să o montezi, probabil. Nu răspunde la ce mă zice. Da. Ești viceprima. Păi, a... Eu m-am făcut cu ei. Da. Da, de acord.
Fără fructifer fac mizerie. Cum e fructifer fac mizerie. Cu paulonea, când se pune, când se plantează paulonea? Oricând. Nu e adevărat. Acum nici locul verii, am pus 2 și s-au prins. Ai greu o călătă de apă pe zi la fiecare? Apă rece trebuie ca să prindă. Am pus o dată, o să trebuiască să înlocuim veritoarea. Trebuie doar veritoarea, nu? Nu! Și dezmembrat cu toată, aia s-o așteptat pe ea cu 2-3. Cum să fii dezmembrat? Dar cum, dar am obligat și cu... Asta știu, dar asta nu cunosc ideea de aparatul. Nu se aliază un lucrare că trebuie înlocuit, că cum a aruncat tot cu 3-4 ori pisticate. În veritoarea, da. Dar și, dar vine și că nu am. Și structura aia e... Deci și structura aia e fiecare, da? Are ultima piesă care trebuie în schimbare. Mai sunt alte discuții? Declarăm ședința închisă.